O fostă campioană la tenis de masă a ajuns să trăiască în vagon. Este vorba de Ana Jăverdan, vârstă de 65 de ani, care acum două decenii a fost nevoită să-și salveze fiul de la moarte și a vândut tot ce avea, inclusiv apartamentul din Chișinău. Cum se descurcă femeia într-o încăpere de 15 metri pătrați, aflați din reportajul ce urmează. Deși avea un trai decent și un colțișor alei în Chișinău, în anul 1995, viața Anei Jăverdan a luat o altă întorsătură. În 96, când a decedat soțul, ficiorul a nimerit în avare, l-a pălit o mașină, era pe bicicletă și l-a pălit grav. L-a aruncat la vreo 5 metri și cu capul tăman de o piatră ascuțită și a făcut gaură până la cap, o mai scurtă. Comoții cerebrale au fost și cu urmări de contuzie. Și două săptămâni medicii nu îmi dădeau șansă de viață, au fost în comă băiatul. Și am fost nevoită să mă împrumut bani, n-am împrumutat așa de mult, 300 de dolari, dar procentul crește. Și am fost nevoită să vând în 2004, am vândut din Chișinău și am dat datorie care era. Și mi-am cumpărat iată de sumă care a fost, ca ce am putut să cumpăr aici, la Dâncei. Pe vagonul de 15 metri pătrați, femeia a dat în jur de 3.000 de dolari, iar în interior și-a amenajat două odăi. Camera mea, mă odihnesc, dorm. Pur și simplu, când vine ficiorul, mai am camera celălalt, am văzut de acum. Mă duc eu acolo, că aici vine ficiorul cu nepoțelele, cu soția, vine în coașă și... În vagon, Ana și-a clădit și o sobă așa cum a putut. Am găsit într-un catalog la un coleg de lucru, catalog de sobi, diferite sobi, și din catalogul acela am copiat o sobă și iată am făcut-o și eu cum am putut eu. Și cum zice, plângeam și construiam sobă ca să am cu ce mă încălzi. Iar la ieșire a improvizat și o bucătărie. Are câteva dulapuri vechi, un aragaz conectat la butelia de gaz, iar de rezervă o plită electrică. Altă tehnică nu are. Acum câțiva ani, femeia susține că a vrut să-și termoizoleze încăperea. A mers la o bancă să-și ia credit, iar acolo o femeie și un angajat al băncii ar fi rugat-o să fie persoană garantă pentru o doamnă pe care nu o cunoștea. De atunci, problemele în jurul ei sunt și mai mari. În 2018 m-am hotărât să iau un credit, zic să facem ceva aici la vagonul ăsta. Și am luat un credit de 50.000, pe luna februarie. Era frig afară și eu țin minte că acolo, în interior, la bancă, mai era o doamnă. Și am încheiat contractul meu și după ce am încheiat contractul meu de credit, doamna aceea s-a apropiat de mine, am început să mă roaze mai nu în genunchi de eu. Vă rog, puneți-vă ca persoană garantă, vă rog, puneți-vă că are nevoie femeia asta de 40.000 de lei. Să iei și o să plătească, nu pe deranjat, o să plătească în fiecare zi, nu fiecare lună. Din 2018 până în 2021, eu nu am plătit nicio copiecă. A crescut penalitatea foarte mare. Și în 2021, executorul judecătoresc a hotărât să-mi pună sechestru pe salariu și pe pensie. Astfel, pensia de peste 4.000 de lei este transferată pentru un credit pe care nu l-a luat. Ana spune că pentru împrumutul ei e datoare băncii cu peste 17.000 de lei, iar pe lângă asta este obligată să plătească în jur de 200.000 de lei datoria celeilalte persoane pentru care s-a obligat să fie garant pentru împrumutul de 40.000 de lei. A încercat să stea de vorbă cu reprezentanții băncii, dar fără succes. Din spusele femeii, persoana pentru care și-a pus iscălitura a plecat din viață. Femeia își câștigă existența lucrând cu ziua în agricultură, dar și ocazional. În trecut însă, Ana Jăverdan a fost campioană la tenis de masă. Am participat la spartacheadă sindaspului sindicatelor. Și iată tot ce este aici. Meritele mele cu tenisul de masă și cu jocurile intelectuale, dame și șahmat. Iată, și
se decernează, doamne, Ana Jordan, pentru promovarea principiilor sindicalismului, eficiența, eficientizarea activității sindicale în vederea protecției social-economice a salariaților. Astea sunt diplomele care le-am eu de azi. Femeia spune că nu primește ajutoare de la stat și nici nu s-a adresat după acestea. Singurul suport pe care l-a cerut în acest an este ajutorul de 800 de lei pentru perioada rece. Vagonul în care locuiește Ana Jeverdan se află la marginea satului Dânceni.